Apocalipsa, capitolul 21, versetul 8. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli și toți mincinoșii, partea lor este niazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Cei care sunt menționați aici intră în antiteză cu biruitorii menționați în versetul anterior. Aceștia sunt cei care nu au biruit. Sunt 8 clase de oameni menționați aici care vor fi aruncați în iazul de foc. Observați categoria de oameni care este în capul listei. Noi probabil că am fi pus criminalii în capul listei, dar criminalii sunt de-abia în a 4-a categorie, iar curvarii sunt a 5-a categorie. În capul listei aici sunt fricoși, oamenii cărora le-a fost frică de părerile oamenilor și care au recurs astfel la compromisuri. Aceștia, înainte de a face un pas, s-au întrebat: oare ce va spune cu tare și cu tare despre mine dacă voi face lucrul acesta? Nu este îndeajuns să ne curățăm de crimă și adulter. Noi trebuie să ne curățăm și de frică. Dumnezeu urăște frica pentru că este idolatrie, închinarea în fața creației, căutarea onoarei din partea oamenilor și interesul ridicat cu privire la părerea omului în comparație cu voia lui Dumnezeu. Biruitorii sunt aceia care au trecut peste aceste 8 păcate listate aici. În primul rând au biruit frica, al doilea de pe listă este necredința. Aceasta are 2 înțelesuri, cei care nu se încred în Dumnezeu și cei care sunt necredincioși în viețile lor. Când Dumnezeu spune un lucru, dacă noi nu îl credem, aceasta este o insultă la adresa lui Dumnezeu și aceasta este un păcat. Cea de-a 3-a categorie din listă sunt scârboșii. Aceasta se referă la oamenii care s-au complăcut în perversiuni sexuale, lucruri scârboase, urâcioase, pe care nici animalele nu le-ar face. La numărul 4 pe listă se află ucigașii. Oricine își urăște fratele este un ucigaș. Cei care își urăsc frații vor merge în final în iazul de foc. Cea de-a 5-a categorie sunt curvarii. Acești oameni au păcătuit în ascuns. Ei nu și-au scos ochii, nu și-au tăiat mâinile și nu au eliminat radical plăcerile păcătoase din viața lor. În categoria 6-a intră vrăjitorii. Cei care s-au jucat cu magia, astrologia, care citesc în palmă, în stele, jocurile demonice. Cuvântul vrăjitor în limba greacă este pharmakeus, din care avem cuvântul în română farmacie, cei care se ocupă cu drogurile. Așa că aceasta se referă și la cei care vând droguri periculoase care îi distrug pe oameni. Am văzut această mențiune și în Apocalipsa 9:21. Pe locul 7 sunt închinătorii la idoli, cei care dau oricui locul întâi din inima lor, numai lui Dumnezeu nu. Aici sunt incluși cei care se închină banilor, plăcerilor sau oricărui alt lucru din această lume. La numărul 8 sunt toți mincinoșii. În celelalte categorii, cuvântul toți nu este menționat, dar când vine vorba de mincinoși, se spune toți mincinoșii. De ce? Pentru că sunt multe tipuri de minciuni, minciuni mici și minciuni mari. Și în cazul în care mincinoșii mici, cred că Biblia se referă numai la mincinoșii mari, Duhul Sfânt îi asigură că toți mincinoșii sunt incluși. Toate categoriile de mincinoși, gri, maro sau galbeni, toți mincinoșii vor arde în iazul de foc. Minciuna este întipărită adânc în natura noastră. Binecuvântați sunt cei care se curăță din toată inima acum. Versetul 9. Apoi unul din cei 7 îngeri care țineau cele 7 potire pline cu cele din urmă 7 urgii a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt mireasa, nevasta mielului. Îngerul menționat aici îi arată lui Ioan mireasa, cea care a biruit toate aceste păcate. Ea a avut aceeași natură cu cei care au mers în iazul de foc, dar ea a fost biruitoare, pentru că ea a călcat pe urmele pașilor lui Isus. S-a încrezut în Domnul și a răstignit faptele trupului prin puterea Duhului Sfânt. Versetele 10 și 11. Și m-a dus în Duhul, pe un munte mare și înalt, și mi-a arătat cetatea sfântă Ierusalimul, care se cobora din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul.
Primul lucru menționat aici despre biserică, cetatea sfântă, este că ea avea slava lui Dumnezeu, pe care Ioan o atribuie Domnului în Ioan 1:14. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Mireasa a avut parte de har și adevăr de la Hristos și astfel a fost umplută treptat cu slava lui Dumnezeu. Despre ea se vorbește ca despre un cristal curat. Aceasta semnifică transparența ei, lipsa ipocriziei. Ea s-a curățat de viclenie. Ea este transparentă. Cum este în exterior, așa este și în interior. Versetul 12. Era înconjurată cu un zid mare și înalt, avea 12 porți și la porți 12 îngeri și pe ele erau scrise niște nume, numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Este interesant faptul că descrierea Ierusalimului biserica începe cu zidul. Cu ce am fi început noi? Probabil cu cel mai înalt turn. Dar Duhul Sfânt începe cu zidul. Zidul era mare și înalt și aceasta vorbește despre separarea de lume și de tot ce este necurat. Afara zidului sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigași, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Apocalipsa 22:15. Binecuvântați sunt aceia care construiesc zidul mare și înalt împrejurul bisericii și azi, pentru că atunci nu le va fi ușor oamenilor să-l sară și să intre în biserică. Ei vor trebui să intre pe poarta îngustă, care este de mărimea urechii acului. Noi nu trebuie să facem ca lucrurile să fie ușoare pentru cei care iubesc banii și pentru cei care nu vor să renunțe la păcatele lor pentru a deveni parte a bisericii. Noi trebuie să le arătăm acestor oameni calea prin poarta strâmtă, așa cum a făcut și Iisus cu tânărul bogat, care iubea banii mai mult decât pe Dumnezeu și totuși dorea să aibă viață veșnică. Calea spre viață este îngustă și sunt puțini care o găsesc. Sunt mulțimi de pastori care au lărgit poarta și au coborât zidul pentru ca oamenii să intre în bisericile lor. Dar acelea sunt bisericile lor și nu biserica pe care Iisus o construiește. Ierusalimul are un zid mare și înalt. Ierusalimul avea 12 porți. Aici Duhul Sfânt nu pune în evidență poarta îngustă a mântuirii, dar ceva cu totul diferit. În Isaia 60:18 ni se spune, ci vei numi zidurile tale mântuire, salvare din păcat și separare de lume și porțile tale laudă. Sunt 12 porți, câte 3 spre nord, sud, est și vest. Aceasta ne arată că noi trebuie de fiecare dată să intrăm în prezența lui Dumnezeu din oricare parte venim cu un duh de laudă și mulțumire întotdeauna. Nu există absolut niciun loc pentru tânguire, cârtire sau nemulțumire în biserică. Acestea sunt primele două lucruri menționate despre noul Ierusalim, zidul separării și porțile laudei. Acestea sunt două lucruri despre care trebuie să vorbim constant în biserică. Este interesant de observat că numele scrise pe cele 12 porți sunt numele celor 12 triburi ale lui Israel. Aceasta ne arată clar că sfinții Vechiului Testament vor face parte de asemenea din miriasa lui Hristos. Nu contează ce spun savant. Dispensaționali ai Bibliei. Versetele 13 și 14. Spre răsărit erau 3 porți, spre miază noapte 3 porți, spre miază zi 3 porți și spre apus 3 porți. Zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai Mielului. Cei 12 apostoli ai Mielului nu sunt fundația cetății, ci fundația zidului. Fundația cetății este Iisus Hristos însuși. 1 Corinteni 3:11. Apostolii sunt pietrele fundației zidului, pentru că ei au fost aceia care au pus primii temelia marelui zid al separării. Pe acea temelie noi construim marele zid al separării azi. Amin.